Aflat la New York pentru conferința de examinare a tratatului de neproliferare nucleară, ministrul de externe Teodor Baconschi a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești, luni seara la sediul misiunii permanente a României. Discuția a abordat teme diverse, de la implicarea autorităților române în rezolvarea problemelor diasporei, la teme legate de politica românească și cultură. Cum să depășim această instrumentalizare electoralistă a diasporei, masă de manevră electorală, din 4 în 4 ani, consultată cu stetoscopul și să vedem mai, să mai aude ceva? Bun. Nu e normal. E normal ca toți românii care, într-o formă, dintr-un motiv sau altul și într-o formă sau alta, s-au fixat în alte țări, să aibă, odată ce sunt cetățeni români, dreptul de plin de a participa și la dezbaterea politică din România și, în același timp, la expresia de bază a democrației, care este participarea la vot. E în lucru acum o lege a votului prin corespondență care ar putea să mărească semnificativ bazinul acesta de consultare electorală a comunităților din străinătate. Dacă se adoptă Parlamentul României această lege a votului prin corespondență, milioanele de români din alte țări vor face diferența. Și eu mă bucur că vor face diferența. Pentru că sunt oamenii cu cele mai multe valori interiorizate, cu cea mai sofisticată experiență și profesională și civilizațională, dacă vreți. Pentru că după ce ai trăit 20 de ani sau 30 de ani în Statele Unite sau în Germania sau în Franța, înțelegi democrația, înțelegi ce înseamnă drepturile și responsabilitățile tale, nu aștepți doar că te-ai descurcat singur. Și, prin urmare, nu ai mentalitatea asta de asistat. Dați-mi ce se mai dă, ce se... E altceva. Și atunci, românii din străinătate sunt partea cea mai evoluată a națiunii române. Până la urmă, dacă vor avea pe legea votului prin corespondență capacitatea de a participa masiv la viitoarele scrutine, își vor asuma un anumit proiect de societate, o anumită platformă politică, o galerie de lideri, niște figuri purtătoare a ceea ce speră ei să fie România în următorii ani. Ce face România prin politica noastră externă referitor la Moldova, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei? Ce putem noi face să-i aducem la pânte cu mamei România prin dumneavoastră? Care este politica României a dumneavoastră personal? După alegerile din 2009, pentru prima dată un guvern de coaliție pro-european și care a normalizat relațiile cu România, în ultimele 4-5 luni au avut loc evenimente care ne ajută să recuperăm timpul pierdut, 20 de ani de declarații și tensiuni. Nu deschidem cutia Pandorei, nu vrem revizuiri de frontieră, nu vrem să forțăm nimic. Dar vom normaliza și vom juca european în relația cu Republica Moldova, facem advocacy pentru ei la Bruxelles și în statele membre. Am lansat la Bruxelles în 25 ianuarie un grup de state membre care să susțină parcursul european al Republicii Moldova. Sperăm în stabilitate politică acolo, avem proiecte de infrastructură, s-a dat jos sârma ghimpată de pe frontieră, se construiesc niște poduri, se fac interconectări de electricitate și gaz. Am semnat de curând, când a venit președintele interim al Republicii Moldova la București, un acord de finanțare nerambursabilă de 100 de milioane de euro pentru ei. Cele două executive vor face o ședință comună de guvern, avem o foaie de parcurs cu tot soiul de proiecte concrete, sectoriale, pentru ca această ancorare a Republicii Moldova în siajul Uniunii Europene n-au șanse să intre poimâine. Nici nu să dar liberalizarea vizelor, acordul de mic trafic de frontieră care va permite 1,5 milioane de moldoveni să vină pe o fâșie de 60 de km din România. Agenția Națională pentru Cetățenie cu 5 filiale locale care va acorda sau va permite celor care sunt îndreptățiți să ceară redobândirea cetățenii române mult mai repede.
s-au făcut în 4 luni mai multe, s-au procesat mai multe dosare decât în ultimii 10 ani. Deci suntem într-un proces accelerat de apropiere, de normalizare a relației, de parteneriat european cu Republica Moldova și sperăm ca ei să fie în stare să țină ce au obținut prin alegeri, să nu se întoarcă înapoi și să continue această cooperare intensificată cu guvernul de la București, pentru că e spre binele românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Și să dea Dumnezeu să putem menține acest pas și acest ritm, măcar 5 ani, pentru ca orientarea lor pro-europeană și implicit pro-românească să fie irreversibilă. Și am să mă refer specific la atitudinea paralelă cu realitățile comunităților românești din Statele Unite ale reprezentanților Institutului Cultural Român. Pentru a vă edifica asupra a ceea ce promovează drept cultură românească Institutul Cultural Român din New York, am să vă mânez această casetă, acest film, de fapt sunt niște fotografii, este un CD în care veți vedea cu ochii dumneavoastră cum aici au fost invitați artiști, așa zici, artiști, pseudo-artiști, care au pictat pereții clădirii misiunii României la Națiunile Unite, ai Consulatului Român, la etajul 17, cu tot felul de, așa zise, creații. Ce se întâmplă aici la acest Institut Cultural Român, domnule Vaconski, este absolut de necrezut. Suntem câțiva scriitori români care suntem consacrați, oameni care scot cărți în limba română și în limba engleză. Noi suntem deja scriitori român-american. În această instituție, noi nu ne putem lansa cărțile. De 5 ani, eu n-am călcat aici de 5 ani. E prima dată vin pentru dumneavoastră în seara aceasta. Și știți de ce vin? Pentru că n-aș fi vrut să-l spun ceea ce spun acum, nu vreau să am această ieșire, dar cred că era momentul să o spun. Nu este posibil ca Dumitru Radu Popa, Gabi Pleșa, să spunem, Mircea Sândulescu, Constantin Virgil Negoiță, Mirela Roznoveanu, să nu aibă voie să vină aici să lanseze cărțile lor scoase în limba română sau în limba engleză. Este posibil? Deci sunt niște rupturi, niște viziuni diferite. Să știți că ICR-ul o face o promovare inteligentă, activă. Trebuie însă să și dialogueze, nu, trebuie să și dialogueze cu toți membrii și cu atât mai mult cu elita intelectuală locală. Poate că cineva are o părere sau alta despre expoziție, nu putem condamna, să știți că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu pot să condamn o expoziție pentru că nu-mi place, nu închidem artiști, nu închidem guri, nu putem să spunem, domnule, asta nu reprezintă România, că nu stabilim subiectiv ce reprezintă România. Asta vă spun în capul locului. Într-o instituție publică a statului român, domnule ministru. Sigur. Se face într-o expoziție primară. Dar atunci facem o poliție morală, vedem ce e obscen, ce nu e obscen și ajungem la, nu știu, cum erau staliniștii în anii 50, domnule, ai scris o poezie de dragoste, gata, ești deviaționist, ești nu știu de bun. Deci cu asta trebuie să ne ferim de genul ăsta de judecăți dogmatice. Dar dialogul cu Mirela Roznoveanu and Friends, aici pe loc, el... Doamna. Da, el există și domnul Popa, păi nu. Era menționat, chiar este... Deci nu generați frustrări în niciun strat al comunității. Trebuie ca fiecare să aibă locul, timpul și ocazia de a-și expune propriile creații, cărțile, să dialogueze cu propriul public și așa mai departe. Și asta e normal. Pentru a câte ori sunteți la New York? Sunt pentru a treia oară aici. Îmi place foarte mult New York. E un oraș cu un magnetism formidabil. Mă bucur să văd atâția români în toate domeniile de activitate, activ și reprezentând cum trebuie România aici. Îmi pare bine că sunteți atât de numeroși în seara aceasta la misiunea noastră permanentă pe lângă Națiunile Unite. Sper să aveți o relație foarte bună și cu Institutul Cultural Român de aici, singurul nostru institut cultural din Statele Unite. Și sper să ne revedem cu ocazia apropiatei vizite bilaterale pe care o voi face în Statele Unite. Știți cumva când va fi această vizită? Pe 1 iunie anul acesta. Da? Ah, ok, deci domnul președinte va fi în Statele Unite pentru... Nu, eu voi fi în pregătirea vizitei domnului președinte Traian Băsescu. Am înțeles.